În acest weekend, noaptea de sâmbătă spre duminică, trecem la ora de iarnă. Astfel, ora 4 devine ora 3. În prezent, trecerea la ora de iarnă este un fenomen global, dar care nu este adoptat în toate țările. Trecerea la ora de iarnă are și unele efecte negative asupra organismului, de tristețe, stări de oboseală, ori apatie. În ultima duminică din octombrie, ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel încât ora 4 devine ora 3. Mai exact, vom trece la ora de iarnă în noaptea de 26 spre 27 octombrie. Conceptul de schimbare a orei are o istorie mai îndelungată, însă pentru prima dată a fost introdus oficial la începutul secolului al XX-lea, în special în timpul primului război mondial, ca o măsură de economisire a combustibilului necesar pentru menținerea luminii artificiale. În multe țări, această practică a fost adoptată ulterior în mod oficial și s-a stabilit o rutină de schimbare a orei de 2 ori pe an. Trecerea la ora de iarnă afectează ritmul circadian, adică ceasul biologic intern care reglează ciclurile somn-veghe ale organismului. Odată cu trecerea la ora de iarnă, zilele devin mai scurte și lumina naturală este mai puțin prezentă. Acest fenomen poate agrava simptomele de tulburare afectivă sezonieră, o formă de depresie care apare în special în lunile de toamnă și iarnă. Lipsa luminii solare suficiente afectează producția de serotonină, adică hormonul fericirii, și poate duce la o stare generală de apatie, tristețe și oboseală. În ultimii ani s-a discutat intens la nivelul Uniunii Europene despre posibilitatea eliminării schimbării sezoniere a orei. În anul 2018, Parlamentul European a votat în favoarea renunțării la schimbarea orei, dar implementarea acestei decizii a fost amânată.